În contul celor 400.000 de lei pe care fosta exploatare minieră Șotânga i-a de achitat primăriei Tătărani, administrația locală și-ar fi dorit să obțină clădirile fostei mine și terenul aferent. Însă nu a reușit să-și ducă demersurile până la capăt. Primarul spune că ar fi găsit imediat un investitor care să dezvolte acolo o afacere și să creeze noi locuri de muncă. Iată, suntem înscriși la masa credală. Consiliul Local Tătărani are deschidere și spune: vă iertăm de banii. Deci vă iertăm de cei 4 miliarde, pentru că sunt ferm convins că nu o să mai putem să luăm banii, că nu ai de unde să iei mai banii. Și venim cu rugămintea și scris către ei, cu hotărâri Consiliul Local, ne interesăm că se poate. Și iertăm de penalitățile, aproape 1 miliard și 800 de milioane de penalități. Și să ne dea terenul și cu clădirile aferente. Nu primim niciun răspuns. Între timp, patrimoniul fostului punct de lucru al minei Șotânga a trecut de la un proprietar la altul, iar primăria Tătărani a rămas fără bani și sunt foarte puține șanse să-i mai recupereze vreodată. La mine, la Tătărani, această sumă de 4 miliarde îmi trage bugetul foarte mult înapoi. Pentru că se adaugă an de an, deci bugetul cei 4 miliarde se adaugă la venituri. Și nu puteți primi la... Și nu putem la... pentru că zice, păi n-ai cei 4 miliarde? În afară că am peste 7-8 miliarde amenzi de încasat la nivel de comuna Tătărani și cu 4 miliarde de la IMS Șotânga, 11 miliarde. Am încercat să stăm de vorbă cu omul de la care a fost închiriat acum spațiul fostei mine Șotânga, dar acesta a refuzat să stea de vorbă cu presa, spunând că este un conflict mai vechi între el și primar și că nu are de gând să se angajeze într-un conflict mediatic cu edilul. Mai multe amănunte despre acest caz aflați în această seară în cadrul emisiunii Cazuri și Necazuri, de la ora 20:30 la MDI TV.